Bună seara, bun găsit la Dincolo de știri, emisiunea noastră obișnuită săptămânală, Cătălin Muraru, redactor șef de la Monitorul de Botoșani și Ionuț Poclid, Botoșani Necenzurat, un podcast care va aduce în atenție evenimentele unei săptămâni care a fost destul de agitată și avem ce discuta. Agitată evident tot din punct de vedere politic, alin altceva, nu se mai întâmplă nimic în Botoșani decât politică, dar în mare parte vom încerca să discutăm în acest podcast despre calitatea invitaților la zilele instituțiilor de cultură din Botoșani, modul de organizare și iarăși să încercăm să vedem de ce nu comunică primăria niciodată cu ce bani sunt plătiți acești invitați. Nimeni nu știe. Nimeni nu știe. Da. Încă nu am aflat exact banii, cum a fost cu banii anul trecut. Adică, ca să știm, anul ăsta deja e de vreme. Calitatea invitaților, sincer, pe mine mă lasă rece. Zicem că nu sunt eu critic muzical sau eu știu să... Deranjant pentru mine este cumva modul de organizare și ar fi fain să comparăm cum face primarul Cosmin Andrei festivalurile înainte de alegeri și cum le face după alegeri. Da, cred. Asta, remarca asta a ta, cum se spune, nu e marcă înregistrată, pentru că a mai fost făcută astăzi de mulți oameni cu care m-am întâlnit. Și nu neapărat în ceea ce privește spectacolele sau festivalurile. Prezența lui Cosmin Andrei, cât de vizibil era înainte de alegeri, înainte de a fi căpătat acest al doilea mandat de primar, și acum pur și simplu invizibil, nu-l mai vezi, nici tu comunicate, nu mai face nici stand-up-uri cu asfaltările, nu mai duce nici o găleată de gunoi la nimeni, nu mai plantează niciun copac, gata, s-a terminat cu expunerea la populație. Cât despre instituțiile de cultură, și firesc, a cheltuit 100.000 de euro, dacă nu mă înșel, 5 miliarde pentru concertul de la Cornișa, unde au venit niște nume ale muzicii autohtone. Din punct de vedere al listei, au fost numai headlineri, ca să vorbim așa în limbaj de amator de concerte, iar acum în centru vechi ajungem noi și la aia cu dress code, că aia mi se pare cea mai tare dress code. Acum în centru vechi vin iarăși cel puțin Paula Selling, Mitriță și cu Marcel Pavel, ar putea să le dea o garsonieră în Botoșani undeva pe la Aneleuri, că el construiește, că ne-am pe buni, gata, ne-am să... nu cânt în București cât cânt în Botoșani. Brichie, da. Poveri, unul din ei a murit, mai sunt doi. Eu i-am văzut revelionul trecut la Roma, în Italia. Sunt foarte ok, cânt acele cântece din tinerețea noastră, din copilăria noastră mai degrabă, spus că eram copil când Riche Poveri făceau flori pe la San Remo, dar gata, nu, ea ar putea să facă un trio dacă l-ar mai lua și pe Kleiderman. Cred că, nu știu. Mai dacă... O să vedem stilul spectacolelor sau stilul interpretărilor sau mă rog și discutăm atunci când nu putem să, cum, nu vă dați seama că noi discutăm înainte de festival, de asta nu avem abonament la voi, nu știm cum o să fie peste o săptămână, însă nici măcar asta nu e problema. Problema e că la Cornișa a intrat toată lumea liber și s-a distrat. Acum e un țarc pe bază de invitații, ci că punem ghilimelele. 1500 de invitații. Da, printr-un miracol, invitațiile alea ajung la stăbimea, ca să folosim un termen încetățenit în România. Și ei vor sta în primul rând, vom vedea acolo în primul rând și... Am văzut că a fost și coadă la invitații, dar și când mai și rămăseseră. Dar sistemul e nasol. Fă-mi altceva, dă-mi, totuși e plătit de toată lumea. Eu nu înțeleg de ce se complică să ducă acest spectacol în centru vechi, unde numărul de spectatori este limitat. Du-l la Cornișa dacă tot ai. Poate încercăm să zicem că încercăm să revitalizăm centrul vechi. Ar fi fost fain ca festivalul de la Cornișa să fi fost în centrul vechi, dacă tot vrem să-l revitalizăm. Dar ideea este următoarea.
Fă-mi o chestie transparentă, aș vrea eu. Uite, eu știu o loterie cu invitații. Lasă-mă să le iau online. E și chestia asta. Du-te la filarmonică, stai la coadă de la 8 la 15 ca să vii la... Hai să fim serioși. Ce Trebuie să-ți dracu? dai și numele. Trebuie să-ți dai și numele, pentru că invitațiile sunt nominale. O să se Fă-mi... întâmple. De ce nu facem online? Fă-mi o chestie online, să-mi scrie primii 1500 care să-mi scriu, iau invitațiile și gata. Își iau dress code-ul la ei și vin la spectacol cu Dress dress code-ul. code, dress code au pus ei black tie și smart casual. Dress code, Da. tai, adică hai să traducem la botoșeni ce înseamnă dress code, cod vestimentar. Și dress code black tie înseamnă costum negru, papion, cam cămașa albă, pantofi de lac. Aia e dress code-ul black tie. Adică eu nu văd nimeni, pe nimeni să meargă în centru vechi, îmbrăcat la costum negru, cămașa albă, cravată sau papion, pantofi de lac, să stea să uite la Ricky Poveri. Da? Ei au pus aia, au mai pus smart, casual, elegant, deci mai poți Da, să te mai îmbraci. explică la oameni ce înseamnă smart, casual, elegant. Noi trăim în Botoșani, nu trăim la Londra. Pentru că, din punctul meu de vedere, dacă mi-ar fi spus cineva, hai la un concert în centru vechi, dress code-ul pentru mine era șlap, bermude și îmi puneam în buzunar un pumn de seminții. Bă, ăla era dress code-ul pentru centru vechi, nu dress Dar code. nu erai la festivalul instituțiilor de cultură, totuși să zicem că e un festival de un nivel mai ridicat. Acum eu o să o iau invers față de tine și o să zic că eu m-aș considera jignit că mă consider primăria sau primarul Cosmin Andrei, că eu m-aș duce la cine știe ce spectacol de filarmonică, așa Îmbrăcat în cum spune, baie. mode și cu semințe în buzunar. Totuși, știu că e un spectacol de o ținută înaltă și trebuie să-mi arăt cumva respectul. Asta pe lângă faptul că nu văd noima, iarăși, ca la o manifestare din bani publici, să-mi impui dress code-uri și chestii de astea. Mi se pare și chiar și jignitor pentru cei care vor să vină acolo, că eu știu, primăria se teme să nu ajungă în pantaloni scurți. Sau cine știe cum. Așa, la fel de Dar, bine. da, principala problemă asta e, de fapt. Lasă-mă, frate, cu invitațiile alea. Sau dă-le la liber, chiar la liber. Cum dracului dau la liber? Sunt invitații date la liber, dar în primele rânduri ajung numai șefii locali în Vigărea. Cum naiba de au și baftă oamenii, știi? Că au noroc, știi cum e. Când ai zis să ai succes, ai pe toate palierile. Dar știi cum mă întreb acum? Hai că fac un exercițiu de imaginație. Nu știu, poate greșesc, dar să mă corectez tu. Parcă mi-o și imaginez pe Paula Selig și pe Marcel Pavel cum stau ei dimineața pe seap și caută concerte, știi? Și au găsit, hopa, am găsit un concert în Botoșani, în centrul vechi. E achiziție publică făcută de filarmonică. Trebuia să fie urmat niște reguli. Trebuie să fie transparentă. Niciodată, întrebându-l pe directorul filarmonic, pe Mirel Manea, spune-mi și mie, e un secret câți bani ați consumat voi anul trecut pe Broc Sinfonic, pe Festivalul Institutului de Cultură și pe alte manifestări care le-ați organizat? Mi-a spus, nu, nu-i secret, dar trebuie să-mi faci cerere scrisă ca să-ți spun cifrele. Dar de ce nu mi le spui așa din capul tău? Că doar na, le știi că tu ai dat bani. A, nu, că-i lege și n-am voie să spun decât dacă scrii. Cine i-a învățat pe directorii de instituții, pe politicienii din ziua de azi, pe cei din administrația publică locală, să nu mai spună nimic decât dacă li faci la 544? Nici la 544. Noi am făcut cererea aia, îți dai seama. Am făcut cererea la primărie, ne-au trimis la filarmonică, am făcut-o și la filarmonică, ne-au trimis la primărie, că primăria e ordonator. De credești tot așa, eu mă tai de joc. N-am avut timp să-i dăm judecat sau să mă judec cu Mirel Maia, dar anul ăsta poate să facem chestia asta. Cu Nu siguranță e... E trebuie. vorba de faptul că oamenii își păzesc scaunele. Regula este asta. Nu spunem nimic. Nu facem nimic. Știi cum se zice la bugetar? Ce faci? Nimic ca să nu greșesc. Și dacă stăm să ne uităm, n-am fost niciodată curios, dar am să fiu. În ultimii, hai să spunem, 5 ani, de câte ori a venit în Botoșani și a cântat Paula Selig, Miriță, Direcția 5 și Pavel Marcel. Chiar sunt foarte... Marcel Pavel cânta și în parc, a cântat și în parc pe Sucevi. La... Na.
campania electorală. Mie mi se pare că sunt și niște afaceri cu cei care contractează artiștii din partea filarmonicii. Nu poți aduce aceiași artiști întotdeauna, mai plimb bugetul, mai aduci pe altcineva, mai nu știu, nu mai poți da numai S-au creat, s-au creat niște relații acolo sau sunt mai ușor de atras oamenii. Probabil este impresarul la care se ocupă de toate chestiile astea. Probabil pe mine mă interesează, doamne, defalcarea cheltuielilor. Nu înseamnă că nu trebuie să mai facem festival. Un primar trebuie să se ocupe și de asta. Oamenii trebuie să se distreze. Dar eu vreau să știu cât costă. Cât a costat? Vreau să știu... De exemplu, după, dacă ținem bine în minte și corectează-mă dacă nu e așa, după ediția de anul trecut a Festivalului de Instituții de Cultură, primarul și cu încă cineva s-au dus într-o vizită în Franța. Da. Da, întâmplător. A cântat primarul cu Spider-Man. impresarul de la filarmonică, chiar. Da. Spunem că e o coincidență arătându-mi cheltuielile tale. Spui, domnule, m-am dus din banii mei. Pentru că eu cred că te-ai dus din ciubucul care a rămas Eu cu buplele de mar. Până una. Eu cred că s-au dus în Franța să caute alți tineri peste 75 de ani care să cânte în centrul vechi în Botoșani la alte ediții ale Festivalului de Cultură. Riche Poveri cântă mișto. Eu sfătuiesc toată lumea să meargă. Chiar fac atmosferă. Sunt foarte curios că la un moment dat o să transpire sau o să afli cam ce bani au primit cei de la Riche Poveri. Sper să nu fi tras lojul vieților chiar din banii publici din Botoșani. M-aș simți oarecum jignit. Nu mai sunt ei așa pe val. Sunt cam la fel ca din categoria lui Clyderman, știi? Foști celebri care au ajuns, știi cum sunt, cum Ronaldo e foarte bun, dar se duce joacă la Arab, că asta e viața, Europa nu mai prinde. Și am să te contrazic într-o chestie. Tu ai spus că s-au creat niște relații și e mai ușor să-i chemi pe ăștia. Nu, Alin, nu s-a creat. Bun, s-au creat și niște relații, dar în principiu, în România, aduci pe oricine dacă plătești. Lucrul ăsta l-a făcut primarul în campania electorală, a putut aduce nume care nu au mai fost în Botoșani de foarte mult timp sau au venit pentru prima dată, a plătit o sumă mai mare, dar au venit. Nu e vorba de relații. Eu cred că este vorba de altceva. Doamne Dumnezeule, sper să mă înșel și doar o simplă bănuială. Sper să nu fie vorba și de niște parandărături care se dau de la artiști înspre cei care organizează concertele. Ar fi urât din partea lor. Aceste bănuieli le poate stinge doar primăria prin transparentizarea completă a cheltuielilor, ceea ce nu se va întâmpla. Deci eu spun din... Eu nu înțeleg de ce. Și mai e o diferență, ce povesteam la început. Festivaluri dinainte de alegeri, festivaluri de după alegerile electorale. Pentru că dacă înainte de alegeri proceda așa domnul Cosmin Andrei, un țar unde intră niște tipi invitați în ghilimele și alături prostimea care face scandal, nu mai vota nici familia. Acum, na, se face așa și am mai văzut iarăși, ca să nu mai apară chestiile de anul trecut când noi am filmat și am dat filmulețe cum Clyder mai făcea playback și domnii aia se prefăceau cu ei. Acum a apărut o chestie că filmările și fotografiile se fac doar cu acord organizatorilor și numai unii au voie, alții nu au voie. Tati, sunt bani. Organizatorii suntem noi, botoșenenii, că noi plătim. Adică cum vin el să-mi spună mie că n-am voie să fac poze la un festival gratuit din centrul vechi din Botoșani? Ca să nu se vadă, să poată acoperi toate golănirii care pot întâmpla acolo. Eu nu spun că se întâmplă. De parte de mine să cred că Riche Poveri făceau playback. La Roma au făcut playback la Revelion. Na, nu-i mai țin vocea. Probabil o să facă și la Botoșani, dar au cântece faine. Care vrea să danseze muzică italiană veche, mâine seară, joi seară, în centru vechi, Riche Poveri. Foarte interesant. Mai avem puțin în emisiune și n-am pomenit nimic de PNL. Trebuie de spus că ieri, azi e miercuri, noi difuzăm emisiunea mâine, dar marți. A fost o ședință de birou permanent județeanu, s-au stabilit candidații pentru alegerile parlamentare. Pentru unii au fost, unii au ieșit mulțumiți, alții au ieșit de nemulțumiți. Până la urmă s-a constatat că Valeriu Iftime a schimbat în totalitate echipa PNL, a renunțat și la foștii peneliști și la foștii pedeliști, a adus doar oameni noi. Pe primul loc la Senat este Ovidiu Jitaru, unul din asociații de la Elsaco, are 20% din acțiunile firmei și mai este acționar la alte companii împreună cu Valeriu Iftime, partenerul lui de afaceri, unul din ei,
Pe locul întâi la Camera Deputaților este Eduard Mititelu, am mai discutat despre dumnealui, el este secretar de stat la Ministerul Tehnologiei, dacă nu mă șerși informații. Un tânăr de 28 de ani, din punctul meu de vedere, foarte capabil, așa ar trebui să arate un parlamentar, cred eu, cu mintea lui. Pe locul 2 este o doamnă Buliga, farmacistă la Camera Deputaților, are câteva farmacii. Și restul nu mai contează cine mai, ce se mai întâmplă. Pe locul 3 este candidatul de primar din Dorocoi. Care Da. a spus că eu pe o poziție neeligibilă pentru a fi. Da. Da, sunt schimbări care cred că doar prin PNL. Vechii liberali s-ar putea să-i doară Păi manevră. îi doare, pentru că uit că a rămas pe din afară Costel Șoptică, fostul președinte al partidului, care, din ce știam noi, din ce se spunea, ieșise cu înțelegere că va avea un loc eligibil pe listă, iată că n-a avut. Și surpriza este prefectul Sorin Cordelă, care n-a prins loc pe listă, deși am înțeles că a avut un speech foarte plângăcios, foarte autolaudativ ieri la ședința BPJ. După speech-ul lui Cornilă, remarca Valeriu Știma a fost că l-a deranjat tonul. Deci, Acum, noi, între timp, de când am vorbit data trecută despre afacerile prefectului, era să zic fostului prefect, prefectului, încă prefectului, cum vrei tu să sper încă spui. prefectul. Nu, am mai publicat și un material cu chestiile mai importante, limpezi clare și un Am soi văzut, de. aseară l-ați publicat. Da, a apărut și în ziarul de astăzi. Și după aia am văzut o reacție a domnului Cornilă, în care explică cum face el afaceri de foarte mulți ani și deci a fost o chestie graduală, așa. Noi știm când a fost un salt de la un an la altul. Însă, important este că pe la sfârșit spune că cei care scriu și vorbesc chestii din astea despre mine ar fi bine să încedeze, pentru că vor fi dați în judecată, trași la răspundere și chiar am râs. Și mai este și o, mai, Mai scriu. mai este și o rugăciune la divinitate. Ajută-i Dumnezeu și dă-i minte în cap și oprește ceva de genul ăsta. Deci e așa ceva. Da, ei, ce m-a distrat pe mine, că recunosc, n-am citit toată litania domnului prefect, ci doar finalul și acolo mi-a sărit în ochi. Nu, trebuie să fim sinceri și, cel puțin din punctul meu de vedere, nu cred că datorită discuțiilor noastre sau articolelor scrise de noi, nu mai este A, nu, domnul prefect. categoric, categoric nu. Deci nu, să nu ne arogăm merite pe care nu le avem deocamdată, dar subiectul este important și am văzut că a fost foarte citit de oameni pentru că arată cam cum e România, de fapt. Nu trebuie să ne Bun. ferim. E țara noastră. Acum trebuie spus că nu este singurul demnitar botoșănean care face afaceri cu statul sau numai cu statul. Are și PSD-ul afaceriștii, o să vină și rândul lor, categoric. Mai sunt și la PNL vreo câțiva. Dar principalul că trebuie să-i arătăm pe toți cei care. Știi cum? Exact exemplificarea acelei povestiri, împăratul este gol. Da. Știi? Noi trebuie să arătăm împăratul gol. Asta e treaba noastră de ziariști. Exact Trebuie asta să arătăm vreau. împăratul este gol. Asta e meseria noastră. Din nefericire, foarte mulți ziariști au uitat chestia asta, dar meseria noastră asta este. Când împăratul e gol, noi trebuie să arătăm lucrul ăsta. Spune și mie, ce părere ai despre toate aceste schimbări pe care le-a făcut Iftimi în mai puțin de o lună la Partidul Național Liberal? Mă tem, nu mă tem, m-am exprim greșit. Mă tem pentru domnul Valeriu Știmi că s-ar putea schimbările să fie prea brutale. Cumva, Partidul Liberal din Botoșani, filiala Botoșani, să reacționeze un pic altfel decât să așteaptă Valeriu Știmi.
Și să se pomenească, noi am mai văzut secvențe de genul ăsta cu șefi noi care au schimbat tot și au rămas doar cu cei noi schimbați pe care i-au adus, restul lumii le-a zis, descurcați-vă, mă. Descurcă-te cu ăștia pe care i-ai adus. Că așa cum sunt liberalii care au plecat și sunt la PSD și îi recunosc gen Virginia Girată, care spune, eu am niște polițe de plătit. Probabil o să încerce să li plătească mai devreme sau mai târziu. Nu cap îndoială. Eu apreciez la Iftimii faptul că a adus mult tineret în partid, a întinerit partidul, dar la fel, ca tine am niște rezerve, nu știu ce o să se întâmple, n-au experiență politică, deja se desfășoară Partidul Național Liberal a deschis o competiție, practic, între membri. Știi, acum s-a închis competiția, s-au ocupat și locurile la. Dar cumva toți vor să iasă în față ca să sară în ochii șefului. E loc de promovare în Partidul Național Liberal și nu știu dacă Valeriu Iftimi are experiența necesară să promoveze oamenii chiar care trebuie, zic eu. Pentru că Experiența, n-aș vrea dar să lucrezesc cu alt cornilă. eu mă gândesc așa, Ionuț, nu de experiență e vorba, ci poate e vorba de un pic mai multă hotărâre, de un pic mai multă coloană vertebrală, că la urma urmei nu o să, dacă eu știu, va fi Valeriu Iftimi încă unul din cei aruncați din politică pentru că au vrut să facă prea mult ca pe o măsea cariată, cum am mai văzut o mulțime de cazuri, asta nu înseamnă că o să ne schimbăm noi părerea despre Valeriu Iftimi. Deci, ți-am zis, noi trebuie să încercăm să găsim oameni, să vedem dacă avem oameni onești, dacă Valeriu Iftimi găsește oameni onești, trebuie să încercăm să așteptăm să vină Sfinții, sau Nicolae Iorga, sau cineva să ne scoată din cine știe ce probleme. Dar nu trebuie să uităm altceva, Ionuț, și uităm, și eu îți aduc aminte acum. PNL conduce România împreună cu PSD. Da, din păcate, probabil o să mai rămâne încă o perioadă sub aceeași conducere. Cred că alegerile astea nu o să schimbe nimic. Deocamdată știm un singur candidat, doi, Elena Lasconi și mai nou Marcel Ciolacu, ieri și-a anunțat candidatura. Partidul Național Liberal n-a anunțat încă nicio candidatură pentru prezidențiale. Și ca să încheiem capitolul cu Iftimie, e un tip foarte pontos. Mi-a povestit astăzi cineva una din replicile lui Iftimie de la Biroul Permanent Județean de ieri, când a fost întrebat de unul din participanți, un primar din teritoriu, vis-a-vis de budăi, de modul în care trebuie să intri în dialog cu cei de la PSD în cazul unei confruntări, să dea niște replici, nu știu ce, la care Iftimi a spus că s-a uitat în jur și a zis că, doamne, eu când văd ce oameni sunt aici, cred că oricine de aici în stare să dea replică unui șofer. Așa și Marius Budăiu are ieșiri publice în care zice, observ cu surprindere la colegii din alianță. Bă, știi ce? Dacă nu vă înțelegeți, rupiți alianța, mă. Lăsați Observ. Asta poveștile. cu observ, cu surprindere, e extraordinară vorba asta. Observ, el stând așa, contemplând așa, deodată s-a trezit surprins și a observat. Are o revelație ca cele dame din la serviciu, știi? Uite, bă, ce fac liberali. Hai să Hai fim că... serioși. Nu am de unde să știu dacă după alegeri se vor certa înainte de alegeri, clar, și dar eu nu am de unde să știu dacă după alegeri nu vor veni din nou împreună și vor lupta din nou împreună, vor guverna, nu vor lupta din nou împreună, chestii pe care eu consider periculoase. Dar e posibil să se întâmple așa ceva și ar fi bine să lămurim asta pentru toată lumea înainte de alegeri, nu după. Probabil că da, așa se va întâmpla. După alegeri își vor da mâna pentru că nu vor avea de ales. Nu văd eu pe nimeni să facă o majoritate confortabilă, să conducă singur țara. Hai să prezentăm și cartea, pentru că deja m-am întins prea mult. În rândul meu, eu am adus o carte care se numește Istorie pentru cei care se tem de istorie, scrisă de un anume Sebastian Șoni, care este considerat în Germania cel mai amuzat istoric. Este o istorie a marilor puteri din Europa, eu știu, Grecia, Italia, Franța, Germania, Rusia, povestită foarte amuzant, se axează în special pe descoperirile pe care le-au făcut mai mult sau mai puțin întâmplător fiecare țară și ce le datorăm noi
Și ce le datorăm noi acestei țări. Și mișto în cartea asta, Alin, pentru că o să vedem că între aceste țări, între aceste culturi diferite, nimeni nu-i la fel. Mecanicii din Franța sunt diferiți din mecanicii din Italia, cum sunt diferiți din mecanicii din Germania. Profesorii din Franța. Și e o înșiruire de fapte și de chestii din istorie foarte amuzant. Pusă și recomand cartea. Istorie pentru cei care suntem de istorie, editura Baroc. Cred că o găsiți pe la reduceri prin magazin. E foarte, foarte mișto. Râs cu hohote. De Fain. Știi de ce e interesant și spune de ce și o să citesc, ai recomandări bune. Pentru că noi la școală nu am învățat istoria noastră în contextul european. Exact, într-un context european. Ce au făcut alții? Ce se întâmpla în Polonia când domnitor era Petru Cercel? Am citit un pasaj care a fost foarte mișto când ajunge la Germania, să zicem. De pildă, în anul 1100, în anul 800, 900, 1000, da? Când în Grecia, în Roma antică, în Roma, exista canalizare, exista apă, lumea se spăla, exista civilizații, în Germania ei încă mai dormeau în casă cu vaca să se încălzească în aceeași cameră. Nu exista absolut nimic inovativ în acea țară, nici poduri peste Rin nu erau. Ei erau total rupți de realitate. Și hai să încheiem astăzi cu Dincolo de Știri. Încă, mai lasă-mă să zic, dacă am fi învățat așa istoria, de aia eu cred că cei care ne ascultă și din câte am văzut eu în ultimii zile sunt câteva mii, ar fi fain să ne trimită și părere dacă citesc cărțile noastre, să zică dacă le-au Da, plăcut sau nu. Ar fi fain, dar eu cred că ar fi Să nimerit vedem. să facem Da, și o zic. comentarii cu recomandarea, știi? Da. Ar fi fain să, dincolo de carte, ar fi fain să citim chestiile astea pentru că ne sunt foarte utile să știm că se întâmplă așa altceva nu doar în România, ci și în jur. Și poate nu ne-am mai crede buricul pământului, nu l-am mai iubit așa tare pe Simeon și tunelul de sub Bucegi. Da, eu îți mulțumesc pentru răbdare și ne vedem săptămâna viitoare, întoarcere plăcută spre casă, ce să spun, ne vedem aici live, fizic, miercurea sau marțea viitoare. Sigur, mulțumesc La și eu la revedere! revedere. O zi bună!